Bună, România, bună seara dumneavoastră și invitațiilor noastre. Bună seara, Răzvan Zanfir. Bună seara, Radu, bună seara tuturor. Festivalul Șoșoacă are o continuitate, nu neapărat în idei. Șoșoacă în Parlamentul European a ținut un discurs spectaculos în care și-a mărturisit necazul pe care l-are aici la București cu curtea asta constituțională, însă a livrat o felul de... Deci de unde a venit motivarea bezmetică a CCR-ului? Șoșoacă a reușit să livreze o motivare și mai bezmetică decât motivarea CCR-ului. Hai să o ascultăm pe doamna Șoșoacă în Parlamentul European, explicând de ce a fost scoasă de pe lista prezidențiabililor din România. Vreau să vă aduc la cunoștință un caz extrem de grav care se întâmplă de 3 zile în România. Sunt președinta partidului SOS România și conform sondajelor reale dețineam primul loc pentru președinția României, care va avea loc pe 24 noiembrie. Curtea Constituțională, pentru prima dată în istorie, mi-a anulat candidatura la președinția României, nu pe motive de constituționalitate, pentru că erau îndeplinite toate formele, ci pentru faptul că am luptat împotriva vaccinării obligatorii, pentru că am luptat împotriva botniței din pandemie, pentru că am fost amendată de un polițist că am depășit viteza deși sunt în proces cu acel polițist, pentru că am făcut declarații politice în Parlamentul României ca senator, încălcându-se articolul 72 din Constituția României și articolul 9 și 10 CEDO, prin care declarațiile politice ale unui parlamentar au imunitate. Nu putem să fim condamnați pentru așa ceva. Nu am fost judecată, nu am fost citată, am avut dreptul la apărare și am fost judecată pe articole din ziar. Asta este declarația fulgerătoare a doamnei Șoșoacă acolo. Mi-a rămas în minte treaba asta, mi-a rămas așa pe suflet treaba asta. Dom'le, dânsa, în primul rând, credea că, sau mă rog, se constituia în favorita la președinția României și, doi la mână, ce mi s-a părut iară spectaculos, unul dintre motivele pentru care ea nu mai este acum pe lista prezidențiabilor este faptul că a prins atunci cu viteză prea mare. Și a oprit-o poliția. Am și uitat că s-a întâmplat. A oprit-o poliția. Nu, dar ce-i fi vrut Radu să spună acolo, la tribuna Parlamentului European, să spună: m-au blocat la Curtea Constituțională ca să-mi crească partidul, să poată să facă un șmen apoi cu deputații și senatorii pe care o să-i bag în Parlament. Pe modelul PPDD vor lucra și cu mine. Aia e, mai bine așa decât altfel. Ce vrei să zbiere așa? Deci lucrurile sunt extrem de simple în ceea ce o privește pe doamna Șoșoacă. Doamna Șoșoacă, nu știu cine a ajutat-o în viață, a reușit să obțină un blat cu sistemul. Sistemul reprezentat de partide, de instituții, de instituțiile controlate de partide, da, până instituții mă refer la CCR. Domnul Buzer, efectul acestei candidaturi blocate pentru doamna Șoșoacă îl reprezintă un scor mai mare la alegerile parlamentare. Și acest scor mai mare la alegerile europarlamentare, la alegerile parlamentare da, înseamnă... Un număr mai mare de deputați și senatori. Mai mulți oameni livrați acolo în Parlamentul României. Deputați și senatori care, îți dai seama, n-au jurat pe roșu, deși pe roșu e posibil, având în vedere apropierea de PSD, dar n-au jurat că vor rămâne până la finalul vieții alături de doamna Șoșoacă. Cum nici pe pedediștii lui Dan Diaconescu n-au făcut asta. Odată intrați în Parlamentul României oamenii aceștia... Ori ți-ai împărțit frumos ca la cărți, unul ție, așa, ori, la momentul potrivit, ei vor ridica mânuța nu cum decide liderul de grup, cine o fie ăla, că poate ia cu tot cu lider de grup PSD-ul sau cine-i mai ia, ci în interesul puterii. Un fapt, de exemplu, parlamentarii minorităților. De exemplu, da, etnice, parlamentarii minorităților. De regulă votează și nu încurcă puterea, orice da, s-ar întâmpla. Bun. Dar au existat de-a lungul timpului formațiuni de genul ăsta, care au introdus un număr mare de parlamentari. Da. Parlamentarii aia s-au dus încolo, s-au spălat puțin și au făcut un grup, s-au rebranduit sau nu știu ce, așa, și acum sunt bine mersi la formațiuni ultra respectabile. Ce s-a mai auzit? Ce mai știți de PPDD? S-a ales praful, o legislatură, dar uite cât ți-e grea a dat în Parlament. Ce mai știu la ambele partide. Domnul Fenechiu, în primul rând. Când e liderul PPDD, senatorilor PNL, care vine de acolo, da. Vine mai sunt deputați. Structura domnului Fenechiu. Domnul Zanfir, pe de altă Radu parte. Radu Popa, mai e și el. Da, mai acolo a fost. Da, el s-a, până la urmă, s-a celebrizat, s-a devenit o persoană. Eu am zis că sunt peste tot și sunt. Da. Bun, și acum, e clar care e traseul, e clar ce se va... Adică, evident că spre asta se îndreaptă toată situația. Pe de altă parte, totuși, domnul Zanfir, pe ce se îndreaptă această curte constituțională română care livrează într-una motive de umeridicăți? Adică, până la urmă, te uiți la oamenii ăștia și citești motivarea pe care au livrat-o
Te întreb, bă, mâine poi mâine îți livrează un editorial, domnul Enache, că asta este un editorial, motivarea este un editorial, îți livrează domnul Enache un editorial în care își dă seama că trebuie, stai domnule un pic, că și domnul ăsta, cum îl cheamă, Mircea Joan a contat cumva de ruși și îl vom scoate și pe el de pe... Nu știu, mă gândesc până unde poate să meargă decizia CCR-ului pe bază de editorial care n-are nicio legătură cu Constituția României. Că pleacă de la un articol, dar după aia o ia pe câmpii, nu contează. Decizia CCR pe bază de șmecherie, pe bază de editorial. Okay. Pur și simplu CCR-ul e o instituție negândită în arhitectura legislativă românească. CCR-ul e așa un fir de care nu se mai nu se leagă de nimic. E așa, e ultimul fir de la din butonieră, știi? Și s-a descus un pic și iese un fir așa. Și bă, ce dracu, stai cu el așa, cu acele alea. Păi da, e problema, știi care e? Că noi râdem, glumim în incintă în legătură cu această instituție. De-aia și vedem mai departe de treabă. Poate să facă orice. Poate să facă orice. Ea poate să facă absolut orice. Bun. Singura problemă când te gândești. Bă, ea poate face orice din ce are puterea nevoie să facă. Da, nu poate să facă chiar orice. Din ce are puterea nevoie să facă. Da, te gândești, bă, da, dacă instaurează ăștia un regim dictatorial. Bă, nu instaurează toți un regim dictatorial, că dacă mișcă unul greșit în front, acolo îi fac dosar penal, l-au zburat de la CCR. Da, deci se poate, se reglează între ea. Noi mergem mai departe și acceptăm această decizie ca fiind un fel al CCR-ului de a-și face până la urmă, de a fi supus deciziilor. Dar uite, domnul Zanfir, e un abuz. Dacă luăm și citim ce citește, ce a scris domnul acela Enache sau cine a redactat motivarea și ne gândim totuși că, uite, mă uit acum pe un articol, decizie definitivă, pentru că la Șoșoacă avea nevoie ca să poată să lucreze, să opereze cinstit, avea nevoie de o decizie a unei instanțe în legătură cu ea. Bineînțeles. În schimb, noi avem o decizie a unei instanțe în legătură cu G. Simion, care este vehiculat ca fiind, cum a zis instanța, că aici caut, prima instanță care e agent de propagandă rusă în România. Sigur că da, asta n-a fost relevant pentru curte. De ce G. Simion este ok și doamna Șoșoacă nu este ok? Deci, ceea ce e important de precizat e că noi am mai văzut schema asta. Am văzut că și jandarmii au atitudini diferite. Când se bat cu ultrașii, fără niciun fel de limită. Pe principiu, hai mă că erau în peluză și ei sunt violenți, lasă-i, că altfel nu-i calmezi. Asta e atitudinea jandarmeriei. Când are de-a face cu oameni mai așa, încearcă să-și țină răutatea sub control. La 10 august, când a fost protestul ăla, a intrat stânga-dreapta, n-a contat. Înțelegi? Așa e și CCR-ul. Păi își permite în zonele în care crede că poate să o gestioneze. Că oricine vine acum. Și am mai ascultat oameni cu atitudine. Uite, de exemplu, Ludovic Orban a spus: stau acum să plâng de Șoșoacă. Păi nu despre Șoșoacă e vorba. Nu e neapărat valid, de exemplu, cu suporteri, pentru că ei produc niște incidente, suporteri, în urma cărora ăștia acționează cu o forță disproporțională. La 10 august, oamenii aceia nu au produs incidente. Nu au produs. Deci... Păi au spus, pusese rămâna pe gar. Eu, să fiu sincer, și pe zona cu suporterii, tot cu suporterii, nu cu jandarmeria. Ideea, ideea aici însă este că cam de fiecare dată aici... și cu protestatarii și cu în general cu suporteri mai nuanțat. Consider că eu cred că trebuie desfințată jandarmeria, știi teoria mea. Rămânem pe aceeași idee că dar eu cred că și Curtea Constituțională trebuie desfințată. Dar mi se pare că mai degrabă de ce? Pentru că până la urmă situația este chiar nu că e mai grav, deci situația este mai gravă aici în cazul lui George Simion, că avem o decizie a unei instanțe, în timp ce la Șoșoacă avem un editorial și niște declarații făcute de ea. Dar nu contează dacă e gravă sau ușoară, pentru că Motivarea dacă o pui în cazul domnului Simion, dacă iei motivarea la Șoșoacă și o pui la Simion, e același lucru. Păi dar nu le pasă. Păi da, nu le pasă, că nu poți să lași lucrurile și ce se întâmplă dacă îți pasă ție? Deci Curtea Constituțională este singura instituție din România asupra căruia nu se poate exercita un control instituțional. Ea se autocontrolează. Tu mi-ai zis ceva? Se autocontroleze? E ca și cum noi... Controlați-vă, domnule, odată, că așa e expresia. E ca și cum fiecare emisiune ar fi propriul său CNA. Da. Bă, sunteți nebuni. Și te-ai apucat tu să te judeci pe tine? Știi cum se aplică sancțiuni, cum se constată și aplică sancțiunile pentru judecătorii CCR? În plenul CCR. Deci ei se strâng la masa aia cei nouă și decid să se sancționeze unii pe alții. Bă, mă lași, unde vreodată pe planeta asta... a existat acest mecanism. Până la modificarea Constituției României de către PSD-iști, două treimi din Parlamentul României puteau răsturna o decizie CCR. După care eu zic, păi stai domnule, un vot politic răstoarnă o decizie
a judecătorilor constituționali care sunt pleznesc de știință. Și sunt fraudulos numiți judecători. Păi ei da, nefiind da, judecători. Ei nefiind, e o expresie. O expresie, da. Da, e o expresie, nu sunt judecători. Am văzut și pe la televizor unii, nu mai avem încredere în justiție. Unui judecător. Dar ce la justiție, bravo, da, invocau justiția aici, da. Dar are păi justiția. Tocmai că, avem, că tocmai că aici trebuie invocată justiția, justiția nu s-a pronunțat în legătură exact cu femeia asta. Ei nu fac parte din sistemul de justiție. Da. Doar că președintele CCR este asimilat ca rang președintelui în alte curți. Da. Dar ce dacă? Asta nu înseamnă că are treabă cu justiția. Au robele alea. Și ce dacă? Grăbat, mulți oameni își pot pune o robă. Vrei să facem emisiunea într-o robă? Ne punem robă. Ne punem robă și o să fim și noi asimilați sistemului de justiție? Păi dă dreacu ție pensie specială, domnul Busăian. Dacă nici așa nu. Domnule, da. Așa, și, dar vezi, dacă ai fost în justiție, te apropiai de pensie. Tu deja trebuia să te gândești. Eram bătrân, eram deja... Erai în ultima sată de veți în activitate. Domnul Zafir, treaba e așa. E o prosteală. Dar vreau să-ți demonstrez că poate vrei să-i lovești și cu armele lor. Nu știu dacă te interesează asta să faci, dar vreau să-și citez într-o decizie a Curții Constituționale. În 2009, un cetățean a contestat candidatura lui Traian Băsescu și a spus, băi, omul calcă Constituția, nu e cu Constituția, e, are boală pe Constituție, îl lăsa să candideze? Lucru care a dus și la, la o suspendare, adică putem să luăm... Examinând contestația, Curtea constată că atât condițiile de eligibilitate, cât și impedimentele constituționale pentru a fi ales în funcția de președinte a României, sunt prevăzute expres și limitativ în Constituție și în legea 370/2004 pentru alegerea președintelui României. Existența unui proces penal împotriva persoanei care candidează pentru funcția de președinte nu reprezintă un impediment la înregistrarea candidaturii. Un astfel de impediment ar fi de luat în considerare numai dacă s-ar fi pronunțat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare a persoanei în cauză la pedeapsa complementară a interzicerii exercițiului dreptului de a alege sau de a fi ales în autorități publice sau în funcții elective publice. Totodată, vezi că aici e și mai frumos. E spectacol. Totodată, curtea subliniază că nu poate primi nici susținerea contestatorului, în sensul că Traian Băsescu nu poate candida pentru funcția de președinte, dat fiind a săvârșit fapte grave de încălcare a Constituției, având în vedere că acest fapt nu rezultă din niciun act al dosarului. Act. Da, deci, invocă faptul că nu există o decizie a instanței una la mână și nu rezultă... Decizia din 26 octombrie 2009 a Curții Constituționale e de natură să spulbere tot ce a argumentat Curtea Constituțională ieri. Că ieri a apărut motivarea deciziei și decizia a fost cu două zile în urmă. Deci Curtea spunea în 2009, până-ne, dacă n-are o condamnare, ce să fac eu? Și acum curtenii de pe lângă împărat au ce au zis? Domne, invers, adică nu e nevoie de o decizie. Că se vede. Decizia o luăm noi, nu judecători. Contestația. E de notorietate că este evident că se subînțelege că bă, în raport cu instituțiile statului nu poți să spui hai că știm și noi. E ca și cum te-ar condamna unul și zice, dar ce am făcut? Haide că, hai bă, că mai cunoaște bine. Nu, dar e o situație pe care trebuie să o semnalăm ca fiind o problemă. De ce? Pentru că astăzi e o treabă cu doamna Șușoacă, care e o persoană absolut defavorabilă României, dar pe de altă parte, mâine, poi mâine, o treabă și cu alt contracandidat, căruia îi se inventează ceva, îi face o legătură așa editorială, că e o chestie de opinie aici, e editorial. Facem un editorial în legătură cu persoana respectivă, îl asociem unui articol din Constituție într-un mod absolut bezmetic și după care eliminăm și nu e nicio problemă că e decizia CCR-ului care este un organ suprem. Adică e o problemă mare în care ne aflăm acum și trebuie să o stabilizăm ca fiind așa o problemă mare. Ok, astăzi a fost și o șoacă. Da. Mâine poate să fie unul care vă convine vouă mult de tot. Și vă mai care aduc? Vă place mult de tot dumneavoastră candidaților. Și vă mai puteți aduc? Să avem senzația. Deci abuzul polițienesc. Dacă polițistul se dă jos de mașină și bate un șofer obraznic, unul cu creastă, cu belciug, cum le place omul, tot dracu, așa foarte bine a făcut. Păi da, dar dacă tu ești în asentimentul polițistului când săvârșește o violență gratuită împotriva unuia care nu-ți place, gândește-te că și tu ești neplăcut de mulți. Și poate alții vor spune foarte bine că l-a bătut pe Xulescu.
Păi da, mi se pare un rom în regulă. Da, mi se pare nou. Și, deci, v-ați vrea ca șoșocii să aplaude când vă anulează vouă candidat? Poți să o anulai în secția de votare. Da. Bun, și mai e încă o chestie importantă de remenționat, că am mai zis-o și eu, dar trebuie să o rectificăm și să o spunem și asta. De ce? Pentru că, lume, e importantă treaba asta, cronologia. Deci femeia este cumva, în momentul, am văzut că care a fost dezbatere la televizor în urma acestei decizii, femeia este cumva dezbătută ca fiind antisemită, cu tale, cu niște declarații de neluat în calcul, ceva cumplit, ceva dezastruos, ceva jenant, dar pe de altă parte, vedeți că acele declarații, cele citate, le-a făcut după decizia CCR. Înțelegeți? Deci CCR-ul invocă niște declarații pe care ea nu le făcuse la momentul deciziei, ceea ce e o spectaculozitate și mai mare a situației în care ne aflăm. Dar, domnul Zanfir, ca să fie totuși și mai spectaculos, hai să vedem ce zice doamna Lasconi, ce decizie a liderul USR, Elena Lasconi, o decizie pe care o clarific, sau mă rog, o clasific-o ca fiind spectaculoasă, de depunerea unei moțiuni de cenzură și face o trimitere de către Partidul Național Liberal, către domnul Ciucă, să se ralieze acestei moțiuni de cenzură dacă într-adevăr s-a rupt treaba cu PSD-ul. Și în felul ăsta vom vedea dacă s-a rupt sau nu s-a rupt treaba cu PSD-ul. Să vedem. Am cunoscut mii de soldați români, am fost și în teatrul de operații din Afganistan și sunt foarte mândră de militarii noștri pentru că sunt pricepuți și curajoși. În politică însă îl avem pe domnul Ciucă, care ne spune că vrea să devină primul ostaș în fruntea țării. Așa că aș vrea să văd cât de mult curaj are domnul Ciucă. Sunt pe drum spre Parlament, unde mă duc să lucrez împreună cu colegii noștri pentru o moțiune de cenzură prin care să dăm jos acest guvern în frunte cu domnul Ciolacu. Așa că haideți să vedem dacă cuvintele astea, onestitate, curaj, respect, vă caracterizează. Faceți din ele fapte și nu vorbe. Așa că semnați moțiunea de cenzură a USR-ului. Altfel, rămâneți doar mincinoși, ipocriți și aveți un comportament de amante care rămân într-o relație, deși mai primesc câte o smetie peste ceafă, doar pentru că beneficiază de bani și diferite privilegii. Haideți cu semnătura. Curaj, onestitate și respect. Da, asta este declarația lui Elenei Lasconi, ceea ce mi se pare totuși o carte bine jucată de USR. Acum să vedem care va fi replica PNL-ului, pentru că e important de menționat că, sigur că ei acum apar într-o ruptură cu Partidul Social Democrat, dar dacă au acest pledge de a da jos guvernul ăsta al PSD-ului și îl pune totuși pe Marcel Ciolacu într-o situație destul de delicată, în sensul în care omul se înveșmântează în funcția asta de premier, arată a premier, se duce, are ceva, are o statură în plus pe care o dobândește fiind premier, merge la emisiuni. Și când mergi ca premier la emisiuni, e mult mai bine decât să mergi așa ca un cetățean. Domnul Zanfir, ce s-a întâmplat? Vă văd într-o situație exasperată. Domne, știi cum ziceam eu ieri, că nu mai poți să faci o înțepătură în spațiu public, că sare o organizație pentru apărarea oamenilor înțepați metaforic de cineva? Ai auzit de centru filia? Da. Nu mai știu de ce am auzit, dar am auzit de centru filia pentru protejarea femeilor și nu știu ce. Da. A sărit centru filia. Că e inadmisibil sexismul Elenei Lasconi. Care încurajează violența domestică. Deci, bă, nene. Stai să vedem cum. Ăștia n-aveau o treabă cu SNSP-ul, nu era cineva de la SNSP acolo, nu știu, trebuie să ne documentăm că n-am cu Bulai am văzut comunicate doar după ce s-a răsuflat. Fii atent aici. Centrul Filia se declară revoltat și îngrijorat de declarațiile sexiste ale șefei USR Elena Lasconi, afirmând că acestea încurajează violența împotriva femeilor și le blamează pe victimele violenței domestice. Bă, fii atent până unde s-a ajuns. Reacția ONG-ului vine după ce Elena Lasconi a postat mesajul ăla pe care l-am difuzat noi mai devreme. Da. Ne arătăm revolta și îngrijorarea cu privire la aceste declarații și atitudini care încurajează violența împotriva femeilor și le blamează pe victimele violenței domestice. Asocierea adversarilor politici cu situația femeilor care se confruntă cu violența fizică din partea partenerilor și nu pot ieși din relațiile violente este inacceptabilă. Asocierea cu termenul amante pe care o prezintă ca pe o formă de umilință a adversarilor politici este inacceptabilă. Deci când spui amantă, să spui cu respect, Radu, cu gura plină. Bă, centru filia
Chiar își... Suntem dezamăgite de această poziție venită din partea unei lidere politice care nu ar trebui să instrumentalizeze subiectul atât de grav și important al violenței domestice pentru capital politic. Aceste poziții nu fac decât să contribuie la mediul sexist și machist din politică, un mediu în care multe femei ajung să fie victimele abuzurilor din partea colegilor de partid sau adversarilor politici. Această reacție a celor de la centru filia mi se pare că duce în derizoriu reacția care trebuie să existe în momentul când realmente se întâmplă lucruri pe care îl invocă că s-a întâmplat. Aici ați găsit, da, bă, sexismul. Aici au găsit. Hai să salutăm pe invitații noștri că suntem într-o dinamică acum. Din partea USR-ului, doamna Diana Stoica, bună seara. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Din partea Partidului Social Democrat, domnul Daniel Suciu, bună seara, domnul Suciu. Bună seara, vă salut. Și de asemenea, din partea PNL-ului, domnul Daniel Constantin, bună seara. Bună seara, bine v-am regăsit. Și ni se alătură și din partea AUR, domnul Claudiu Târziu. Bună seara, domnul Târziu. Bună seara. Domnul Claudiu Târziu, europarlamentar și președinte al Consiliului Național de Conducere al AUR, fac aceste precizări pentru că o să ne referim și la un mesaj al domnului Claudiu Târziu lansat către colegi. Până atunci, în ordinea dezvoltării subiectelor, aș sări totuși peste Șoșoacă, că am dezbătut-o foarte mult ieri, poate reluăm astăzi. M-aș duce la doamna Diana Soica. Doamna Diana Soica, vă așteptați dumneavoastră vreodată în viața dumneavoastră politică să zică centru filia că sunteți conduși de o sexistă machistă? Nu mă așteptam și eu respect foarte mult ceea ce face centru filia. Chiar fac parte dintr-un grup de lucru transpartinic în Parlament inițiat de către centru filia și o să le susțin mereu acțiunile. Dar ce a zis Elena era doar o paralelă cu o ipostază în care PNL pretinde că este. PNL pretinde că este o victimă și încuraja ieșirea din această relație toxică pe care ei clamează că, wow, a făcut o paralelă, dar știm cu toții că Elena a avut pe parcursul carierei ei profesionale de dinainte de politică tot felul de acțiuni și de campanii pentru victimele violenței domestice, deci nu se pune problema, e mai degrabă o neînțelegere. Nu știu dacă e o neînțelegere, cât e mai degrabă un prilej de a băga și ei capul în aceste discuții, de a părea că există. Mă rog, cine a închis? Cine a dispărut din discuția cu noi? Problema e una reală în România și există. PNL nu pleacă, să știți. Domnul Constantin, sunteți acolo? Asta e clar că domnul nu pleacă. Suciu, sunteți cu noi? Aici. A, deci domnul Târziu. Domnul Târziu, mai sunteți pe fir? Nu, domnul Târziu nu e. A, refacem legătura cu domnul Târziu. Bun. Așa. Continuați-vă ideea ca să depășim subiectul ăsta. Cu sigur, cu tot respectul pentru ce face centru filia pentru femeile abuzate de-a lungul timpului sau implicat într-o serie de astfel de proiecte, dar ni s-a părut așa ciudat să identifici sexismul. Bun, dar important și ce a spus doamna Lasconi cu această moțiune de cenzură și de aceea vreau să-l întreb pe domnul Daniel Constantin. Domnul Daniel Constantin, ce reacție aveți la așa ceva, la această invitație pe care vă face USR-ul la a vă alătura acestui demers? Vă rog. Pe ambele declarații, cred eu, ale domnului Lasconi, eu nu pot să le încadrez decât într-o zonă de stângăcie politică, de imaturitate, dacă vreți. Este adevărat că, cel puțin dacă ne referim la moțiunea de cenzură, unde mers politicianist care încearcă să speculeze un anumit moment politic, așa cum spunea și noastră, ceva mai plastic, încearcă să bage capul în această poză, dar este o chestiune de imaturitate politică, pentru că dacă vrem să fim maturi și vrem să lansăm proiecte serioase, în locul doamnei Lasconi aș fi provocat o discuție ce facem după data de 1 decembrie, cum reușim ca forțe de dreapta care promovează măsuri de dreapta să așeze la aceeași masă, cel puțin în susținerea ideilor, dacă nu în formarea unei coaliții. Deci nu mai vi se pare o idee bună? Domnule Constantin, dar vi se pare matur ca domnul Ciucă să spune că se rupe coaliția, dar în același timp să rămână într-un guvern de coaliție cu PSD-ul? Este aberant, adică sfidează logica. Lăsați maturitatea politică. Logica o sfidează afirmația asta. Vă răspund, dacă aveți maturitatea să ascultați, eu vă răspund lucrul acesta. Eu cred că e o chestiune absolut normală. PNL-ul, ca și răspuns și la moțiunea de cenzură pe care dumneavoastră ați promovat-o, are această responsabilitate de a nu arunca țara, din punct de vedere administrativ, în haos. Rămânem fără să existe un acord politic, fără să existe un pact, fără să mai existe vreo înțelegere în afară de cele care au fost făcute cu Partidul Social Democrat. Rămânem la guvernare mai vorbind o lună și jumătate, două luni de zile, în care cred că avem nevoie de această, cel puțin, stabilitate administrativă. Politic, nu cred că se mai pune problema de o înțelegere și cu asta închei, pentru că eu cred că suntem într-o perioadă în care Partidul Social Democrat, nu față de PNL, dar față de opinia publică, trebuie să aducă foarte multe explicații vis-a-vis de
această opinie generală care s-a format cu privire la implicarea dânșilor în ultimele evenimente. Da, mai am o întrebare, domnul, înainte să mergem la domnul Suciu, domnul Constantin, mai am o întrebare, mai am o mirare cumva. L-ați auzit și noastră pe domnul Ciucă zicând că e o pauză operațională, nu? Așa a zis. Operativă. Operativă, scuze. Deci dânsul a spus că e o pauză. Această... Adică noastră transmiteți ideea unei rupturi ca oamenii să voteze. Să zică, da, ok, gata, s-a rupt, e PNL-ul, votăm împotriva PSD-ului cu PNL-ul. Și tot din cadrul acesta, în cazul acesta, vine domnul Ciucă și zice, nu, e vorba doar de o pauză. Haideți să vă spun, acolo de ceea ce a transmis domnul Ciucă, eu vreau să vă spun un lucru care am văzut pe domnul Ciolacu și am comentat, cred, și la dumneavoastră în emisiune, că încearcă de un an de zile, face eforturi uriașe. L-am apreciat. Să arate că PSD-ul s-a schimbat și că nu mai este PSD-ul din trecut care dorește toată puterea în țara noastră. Ba mai mult decât atât, a enunțat public că vrea să pună premier de la PNL sau de la alte partide. Da. Din păcate, ultimele evenimente, cred că au întors PSD-ul în această... logică în care oamenii îl văd de-a lungul timpului cu un partid care dorește, din păcate eu spun cu regret, pentru că au fost diverse forme de parteneria cu Partidul Social Democrat, dar transmite... Sper că civil! Nu că au fost! Sunteți într-o formă de parteneriat cu PSD-ul, sunteți la guvernare cu PSD-ul! Aveau altă abordare cu oameni care... Cer scuze, vorbeam de maturitate, doamna... Păi maturitatea e și să spui adevărul. Nu puteți să mințiți românii că vine domnul Ciucă să le spună că gata, s-a rupt coaliția și nu ați plătit la guvernare în continuare cu PSD-ul. Stabilitate în ce? În afară de creșteri de taxe, n-ați făcut nimic pentru românii în ultimii 3 ani împreună la guvernare. Hai să... Hai să vă spun, stabilitate chiar și în ceea ce vă privește pe dumneavoastră, în a avea alegeri... Dar nu mai muriți de grija noastră, că ați comandat alegerile, ați făcut praf alegerile, n-ați făcut nimic corect în alegerile anterioare. Este opinia dumneavoastră, eu încadrez în această zonă și este cred că... Este opinia românilor care au votat și nu și-au regăsit votul în secție ca dumneavoastră, și nu mă refer neapărat la noastră ca persoană, la noastră ca partid, să încercați să scoateți în față liderii care să poată să dea încredere că puteți guverna. Bun. Domnul... Noi avem o situație senzațională. La ce vă referiți? Avem o situație spectaculoasă și chiar, uite, mă gândeam dacă e o chestiune ce ține de bucătăria intestină a emisiunii sau e de împărtășit cu publicul. Dar e de împărtășit. Bă, nene, partidul ăsta aur e la mișto. Partidul ăsta aur e la mișto. E o glumă, e pamflet, trebuie tratat ca atare. Vă referiți la cel care va trimite un candidat în turul al doilea? Nu știu, bă, nene, dar mi se pare o glumă. Deci, fii atent, după cum ai văzut, am stabilit o mini legătură telefonică cu domnul Târziu, care a dispărut de pe ecran. Păi nesimțite, da. Partidul aur pune la dispoziție 2 numere de telefon pentru liderul Claudiu Târziu. Da. Este abordat pe ambele telefoane. Da. Și dă mesaje contradictorii. Adică? După un telefon, da, sigur. După unul, nu, îmi este imposibil. Facem apel pe această cale. Către oricine care îl cunoaște, pe Claudiu Târziu. Dacă e vreun europarlamentar acolo, el să-i spună, domnul Târziu sau Claudiu, nu știu cum vă permiteți. Cred că în momentul în care a plecat doamna Șușoacă a luat însă un telefon. Nu, dar l-am auzit intrând mai devreme. Să-i spună că partidul pe care teoretic Cică îl și conduce, că e președintele Consiliului, îl sabotează. Deci vrem să știm... Dumneavoastră, este cel care a zis că intră și a intrat sau este cel care ne spune că nu pot intra pentru că sunt în plenul Parlamentului European? Poate să fie, domnul Zafi, poate să fie, uite, domnul Suci ne poate aduce aminte de momentul Victor Ponta care vota la Roșia Montană într-un fel ca premier, altfel ca deputat. Claudiu Târziu e om serios, nu are glumițe de astea, deci e clar că cineva îi joacă o festă. Domnule, nu știu. Are altfel de glumițe, dar nu astea, adică dacă îți zice că îți intră, îți intră, dacă zice că nu îți intră. Bun, domnul... așteptăm să se dezlege acest mister al partidului semifantom aur. Da. Ca să putem să discutăm aplicat și aplicat. Mergem la dumneavoastră cu această chestiune care mi se pare clarificatoare totuși în legătură cu aur. Dumneavoastră la Partidul Social Democrat efectiv nu bizați deloc după alegeri pe această pentru stabilitate, pe această relație cu aur, de exemplu, sau poate uite, partidul ăsta generează, ca și partidul domnului Diaconescu, generează niște parlamentari care rămân în aur sau nu rămân în aur. Adică se poate face și treaba asta, se puteți să luați parlamentari aur și să-i treceți la PSD. Aveți și acest plan cumva dacă nu merge treaba cu PNL-ul? Haideți să ne murim înainte de toate. Nu pot să anticipez și oricât mi-aș dori să anticipez din respect și pentru colegii mei de platou care reprezintă niște partide care vor avea evident niște votanți în spate. Trebuie să așteptăm să vedem ce se întâmplă la 1 decembrie cu votul românilor.
și da. După aceea vom vedea care vor fi formulele. Da, întrebarea mea era, luați în calcul și așa ceva? Adică nu v-am zis, adică nu v-am dat o decizie luată, că evident că nu aveți o decizie. Da, partea a doua a răspunsului mi-l bazez pe ceea ce reprezentanți ai Partidului Social Democrat, chiar și președintele Marcel Ciolacu, nu odată au spus foarte clar și tranșant că din punctul nostru de vedere o variantă de guvernare, colaborare comună cu AUR este exclusă. Mm-hmm. Mai explicit de atât, nu cred că avem cum să o spunem. Cel mai simplu e să spui cu subiect și predicat fără înfloritori. Dar vă rog să mă lăsați 10 secunde, vă rog. Că aș vrea cu tot dragul, pentru că nu mă cunosc de ieri și de astăzi, domnul Constantin de la Partidul Național Liberal, aș dori să-l întreb... Ce fel de explicații ar trebui să dăm vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat în ultimii 3 ani de zile, în condițiile în care, în ultimii 3 ani de zile, cu tot respectul, stimate colegi, am fost împreună într-o coaliție guvernamentală și într-o majoritate parlamentară. Am fost într-o echipă. Vă reamintesc, stimate colegi, că în luna iunie am candidat... Să dăm un pic mai tare pe domnul deputat, că poate nu cred că se aude suficient de bine. Așa, vă ascultăm. În luna iunie... Vă dăm noi mai tare, noastră vorbiți la fel. Am candidat împreună pe o listă, iar acum eu înțeleg că apropierea alegerilor prezidențiale și anumite dificultăți procentuale pentru domnul Ciucă îi fac să aibă o revelație după 3 ani de zile. Și dați-mi voie să închei, nu că ne-am înțelege noi foarte bine în aceste zile cu Partidul Național Liberal, dar dacă dânsi și doamna Stoica și cu domnul Constantin reprezintă două partide care își doresc o colaborare, iar interacțiunea dintre cele două partide este cea pe care o vedem astăzi, îmi dau seama cam ce ar putea urma. Am înțeles. Ce voiam să vă întreb referitor la chestiunea asta cu AUR? Sigur, nu urmează o alianță PSD, AUR, SOS România, UDMR sau cu cine v-ați mai gândit-o? Nu faceți un patrulater roșu în 2024? Nu facem. Stați liniștit că nu facem. Da, știu asta, m-am presupus. Dar ce ziceți de cealaltă teorie? Vă puneți oameni pe listele AUR și SOS. Ăștia intră în Parlament cu oamenii puși de dumneavoastră și după aia, deși ei au carnet de partidă la AUR și respectiv SOS, sunt practic ai dumneavoastră la alte partide. De ăștia pe care parcă nu i-a spune pe listele noului PSD, spălat, curat, uscat. Păi puneți la AUR, că bă, SOS, AUR, ăștia acceptă cam orice și după aia vă faceți treaba. Pe modelul PPDD. Deci un partid gonflat în care au intrat tot felul de oameni de mai multe feluri, de mai multe facturi, cu mai multe facturi, și care ulterior au fost redistribuiți sau distribuiți pentru prima dată către partide. Deci, ce ziceți de teoria asta? E o supoziție, e un scenariu și oricât de atrăgător ar fi și de logic ar putea fi, din punctul nostru de vedere, să știți că Partidul Social Democrat își pune oamenii pe listele Partidului Social Democrat. Aha. Și de aici pornim. Domnul Daniel Florea, de exemplu, e om Partidului Social Democrat? Domnul Daniel Florea s-a întors. Păi asta spun. Partidul Social Democrat. A fost în delegație la AUR? L-ați trimis cu o treabă și a rezolvat-o, s-a întors? Cred că domnul Florea a avut niște supărări la un moment. Și au trecut. S-a lămurit și s-a întors. A vrut să vadă cum e și la AUR. Domnul Florea, din ceea ce știu eu, nu se află pe nicio listă a Partidului Social Democrat. Ați făcut listele? Ca să revin la scenariul dumneavoastră. N-ați făcut listele, nu? Cine? La Partidul Social Democrat. Cine? Cine ce? Listele care candidează la... A zis că nu e pe niciun fel de listă și v-am întrebat dacă ați făcut listele. Alea pe care nu e. Sunt aproape făcute. Aha. Sunt aproape făcute? Doamna, da, Vicol, e pe listă la București? N-aș ști să vă spun. Na, poate nu știți nici de domnul Florea, de-aia zic. Ați văzut că de domnul Florea știați, doamna Vico, nu știți. Să știți că nu le chiar pot ști pe toate, dar da, n-am această aia zic. Dar lăsați-mă puțin vă rog, cu AUR să știți că astăzi înțeleg că este un conflict și în stânul AUR. Da. Domnul care trebuia să fie în platou cu noi... Poate a și fost, dar nu suntem siguri. Și dacă era că la ei e complicat cu comunicarea la AUR. Vă rog. E foarte posibil să fie. Încă nu știm cine vor fi, încă că nici ei nu știu cine vor fi pe liste din moment ce... Acolo este un centru de comandă în care lucrurile se schimbă de pe... Păi da, eu cred că îl acuză tocmai de combinații cu PSD. Haideți să vedem părerile celorlalți interlocutori. Vă citesc niște fragmente din scrisoarea lui Claudiu Târziu,
posibil interlocutorul nostru de mai devreme. Nu știi, cu aur e greu să ai o comunicare coerentă. Deci vă citesc un pasaj din scrisoarea lui Claudiu Târziu către colegii din aur. Constat că și selecția, trebuie cu intonație de Claudiu Târziu, da, domnul Buzer? Da, vă rog, dacă constat că și selecția și nominalizarea candidaților pentru alegerile parlamentare se face arbitrar, într-un cadru nestatutar și într-o formulă restrânsă, informală. Listele de candidați se depun fără semnătura mea, care este obligatorie conform statutului. Înțeleg procesul decizional. Întreg procesul decizional este restrâns la nivelul președintelui de partid și se pune în practică prin directive verbale, nediscutate în structurile de partid și neadoptate legal. Asta e, așa făceau un interbelic campanie când puneau patefonul ăla și plimbau prin sate. Domnul Claudiu Târziu, campanie mai pe vechi. Da. Așa. Deci, doamna Stoica, ce înțelegeți, domnule? Doamnă, cer scuze, m-am obișnuit. Vedeți? Sexism, machism, v-am zis, domnule. Doamnă, ce înțelegeți din acest pasaj când zice că, domne, vă alegeți, vă faceți listele fără semnătura mea, care trebuie să semnez nestatutar? Cine sunt oamenii ăștia? De unde i-a scos? Ce înțelegeți? Da. Păi pare să confirme ceea ce înțelesem de la colegii aur din Parlament, că nu există alegeri interne. Adică acolo domnul Simion face o listă de parlamentari pe care tot dânsul și semnează. Noi la USR avem și democrație internă, adică fiecare filială prin vot își desemnează candidații pentru circumscripția respectivă. Dumneavoastră aveți de toate, voturi vă mai lipsesc în ultima vreme. Păi, dar asta aveți democrație. Vedem votul care vine acum, într-o lună și asta zic. Dar vedem ideea acum. Este că e normal și sănătos în orice partid să ai o formă de democrație internă. Evident că la aur nu există acest lucru și acest lucru ați văzut că au fost o fel de scandaluri și la alegeri interne, că n-au avut candidați desemnați de membri, ci candidați desemnați și puși, de fapt puși pe o listă, că desemnați e mult spus, de către domnul Simion. Acum probabil domnul Târziu s-a supărat că n-a ales și dânsul, că asta înțeleg. Păi potrivit statutului, aur, că există așa ceva, listele trebuie semnate de președintele partidului și de președintele Consiliului Național de Conducere, domnul Târziu. Și vine președintele Consiliului Național de Conducere. Ce liste sunt astea pe care le depuneți și pe care eu nu le semnez, că scrie în statut că trebuie să le semnez? Păi dacă e nestatutar, se conteste instanțe, dar să știți că toate listele tuturor partidelor se semnează de către președinte, dacă nu există o delegare în acest sens, o împuternicire făcută către conducerea județeană a partidelor. Păi președinte, dar la ei un pic în plus președinte CNC, pentru că Claudiu Târziu a fost copreședinte și a zis, băi, nu mai ești copreședinte, ești președinte CNC, uite, semnezi și tu listele. Adică i-a dat niște atribuții. La dumneavoastră probabil nu există echivalentul unui fost copreședinte care să primească puteri sporite, sau la PSD sau la PNL. Dar aici există. Problema mare mi se pare nu cine semnează listele, ci modul în care sunt desemnați candidații, că nu au nicio formă de alegeri, de fapt. Sunt nu, asta, semnătura e un simptom. Deci, de ce Simion face niște liste pe care nu le discută măcar cu Târziu, care trebuie să le și semneze, dacă nu cu întreg forul statutar. Domnul Daniel Asta Constantin. Asta e problema lor și a membrilor, că normal ar fi ca membrii să decide cine îi reprezintă în Parlament, în Consiliul Local. Sau măcar un for statutar. Domnul Daniel Constantin, ce zice Claudiu Târziu e că Simion pune oameni pe liste fără să se consulte cu nimeni. Nu e o noutate pentru mine. Da. Din punct de vedere, haosul e singura doctrină care domină și conduce, după care se ghidează în Partidul Aur. Doamne ferește să aibă vreodată o putere de decizie în Parlament sau în Guvernul României, acest partid, pentru că numai astfel de situații probabil că vom vedea. Dar, dacă îmi permiteți câteva secunde, i-aș răspunde colegului meu cu aceeași diplomație, colegul meu Suciu, care spunea ceva mai devreme despre relația pe care PSD cu PNL au avut-o la guvernare. Și sunt de acord parțial cu ce spunea domnia sa, că într-adevăr în ultimii 3 ani am avut partide mature care au înțeles ce înseamnă această stabilitate și guvernarea țării, trebuie să recunoaștem că a avut direcții bune și greșeli, trebuie să spunem lucrul acesta, dar în principal direcții bune. Explicațiile la care făceam referire se referă la ce s-a întâmplat în ultimele zile. Și aici cred că partidul să nu spun eu și nu trebuie să dea aceste explicații PNL-ului. Dar toată opinia publică
este în momentul de față, are semne de întrebare, să spunem așa, vis-a-vis de valorile democratice pe care Partidul Social Democrat le promovează, cu amintire, probabil, la ceea ce s-a întâmplat în trecut, cu multe momente, 10 august și așa mai departe, multe momente pe care le știe foarte bine domnul Suciu. Din păcate, ce s-a întâmplat la CCR, nu știu cât este adevăr că a influențat sau nu PSD-ul, că a intrat PSD-ul acolo să influențeze decizia, dar opinia publică are acest lucru. Și cred că opinii publice, PSD-ul trebuie să explice... Vă dăm imediat cuvântul, domnul Suciu. Păi dacă trebuie să explice, de ce mai sunteți cu ei la guvernare dacă au făcut lucruri atât de grave? Nu vedeți că sunteți super ipocriți? Cu cine? Cu cine vorbiți acum? Că merge păi în ambele părți. Spune că PSD-ul face niște fapte foarte grave, dar în același timp stă cu ei la guvernare. Păi, ce înseamnă acest dublu standard? Foarte opiniei publice, de ce nu se mai află astăzi USR-ul la guvernare? Nu vă mai preocupați de USR, domnul Ciucă e pe locul 6 în toate sondajele. Lăsați-ne în pace cu narativul ăsta de scorul USR. Cum și doamna Lasconi a încercat cu această moțiune de cenzură să intre pe peisajul. Dacă nu sunteți duplicitari la moțiunea de cenzură, veți vota pentru demiterea guvernului. O singură precizare. Nu cred că mai are cum să fie pe locul 6. Că nu știu dacă mai sunt atâția candidați. 5. Da, 5, mă scuzați. Că dumneavoastră ați numărat-o pe Șoșoacă. Nu mai e de actualitate. Poate e după domnul Terheș. Mai trebuie 3-4 de acolo. Câți? A, nu, 3. 3 mai trebuie și gata, ai rezolvat turul. Bun, voia domnul Suciu să răspundă mesajul lui domnului Constantin. Da, da, oricât ar fi de atrăgător subiectul și oricât de mult dumneavoastră aveți libertatea, și mă refer la timp și realizatori, aveți libertatea de a comenta și despica orice fel de decizie a Curții Constituționale, să știți că cel puțin în dreptul oamenilor care ocupă locuri în ierarhia constituțională, și mă refer în primul și în primul rând la președintele Senatului, care întâmplător este și candidat la președinție, dacă spui că onoranta contestată Curte Constituțională, deciziile ei nu se comentează, atunci nu le comentez, pentru că, domnule Constantin, și aceasta este o valoare supremă. Păi de ce nu se comentează? Aici dați-mi voie să intervin, pentru că totuși, ok, am înțeles că nu poți să o contești fizic, adică pur și simplu deasupra lor nu mai e nimic. Bă, dar nici nu poți să ai o părere în legătură cu asta, nu noi ca realizatori, ci politicienii în sine. Ba da, putem avea adică o părere. Adică ce Dumnezeu, am văzut că sunt unii care contestă și divinitatea, domnule. Nu poți să folosești ca și ghioagă politică o decizie a Curții Constituționale ca să te caceri pe niște procente. Dar știți ce putem folosi? Putem folosi... Domnul Suciu, mai o secundă să precizăm un lucru. Nu știu dacă ați prins intervenția precedentă intrării dumneavoastră, când colegul meu relata o decizie a CCR-ului, deci oamenii ăștia pe care noi nu putem comenta și ne închinăm în fața lor și stăm supuși, au decis la o contestație a candidaturii lui Traian Băsescu pe aceleași temeiuri, că n-ar fi constituțional el ca prezidențiabil, ca om. Au invocat, ca să simplific foarte mult, au invocat ideea că nu există o decizie a unei instanțe care să stabilească treaba asta, drept pentru care ei n-au posibilitatea să-l scoată de pe listele de candidatură. Și acum aceeași instanță, deși nu au o decizie a unei instanțe unei instanțe judecătorești, vin și decid că trebuie să zboare un candidat de acolo. E o situație bezmetică. Din păcate, și iertați-mi insolența de a nu vă fi urmărit dinainte, nu am decizia de la care faceți referire. Dacă vreți o citim iară, dar luați-mă pe cuvânt, că cum am spus. Este foarte adevărat că un candidat care a fost condamnat penal nu poate să fie candidat la președinția... Dar n-ați înțeles ideea. Poate, nu asta am spus. Poate, nu, am spus poate, faptul că invocau că nu există o decizie în defavoarea prezidențiabilului Traian Băsescu, astfel încât ei să-l scoată de pe listă. Și acum vedem că, deși nu există o decizie a unei instanțe, în privința doamnei Șoșoacă, unei instanțe judecătorești, a fost scoasă de pe listă. Deci este o decizie absolut aberantă, având în vedere ce au stabilit precedent. Ca precedent. Dacă vreți, vă și citesc. Întâmplător, sunt în aceeași ipostază personal ca și domnul Ciucă. Da. Ocupă o funcție care... Sunteți președintele Camerei Deputaților, al treilea om în stat. Știm. Nu-mi permit dar să fac aprecieri. Nu-mi permit, pentru că așa este într-o democrație. Dar ceea ce pot să spun, nu mi-a plăcut niciodată doamna Șoșoacă. Am avut câteodată impresia, când conduceam plenurile comune, că mai are puțin și mă mănâncă la propriu. Dar una este una, alta este alta. Ceea ce pot să spun cu adevărat,
că ceea ce s-a întâmplat, o decizie a Curții Constituționale care a provocat o dezbatere în societate, da, trebuie să meargă mai departe și să avem o reformă a Curții Constituționale în sensul în care orice om, indiferent de numele lui, trebuie să aibă, da, un drept de a contesta o decizie a Curții Constituționale. Vă mai dați seama că acum, dacă ar fi să candidați la președinția României, nu acum vreodată, vă face cineva o contestație la CCR și o să spună, omul voia să poată fi contestate deciziile CCR, ea anti-Curtea Constituțională. Și vor lua decizia, da, să nu vă valideze candidatura, pentru că tocmai a spus că ar trebui și deciziile CCR până la urmă. Ați contestat infailibilitatea Curții. Nu, nu. În situațiile în care discutăm, da, despre procesul electoral și validarea... Orice ar trebui să avem ceva peste CCR. Din păcate nu prea mai avem timp. Domnul Daniel Constantin, voia să interveniți 20 de secunde, mai avem atât. Doar atâta vreau să spun că, din păcate, opinia publică are o părere deja formată în acest sens și acesta era sensul intervenției mele. PSD-ul trebuie să explice opinii publice ce s-a întâmplat acolo, dacă apără valorile democratice sau nu. Cât privește ceea ce s-a întâmplat în această perioadă, să nu comentăm deciziile Curții Constituționale, să aud de la PSD acest lucru. Îmi amintesc anul 2012, când ne spunea președintele Băsescu că nu trebuie să comentăm deciziile constituționale, acum Curții Constituționale, acum se le aud de la PSD. Se comentau în dragi pe vremea aia și se vor comenta și în cele ce urmează, doar decizia asta nu e de comentat. Luăm o scurtă pauză, mulțumim pentru intervenție, doamna Stoica din partea USR, domnul Suciu de la PSD și domnul Constantin de la PNL, ne întoarcem imediat. Suntem în procedură de anchetă în momentul de față, încercăm să elucidăm această situație până care am fost trecuți un pic mai devreme. Un lider aur a intrat în direct și nu orice lider, ci domnul Claudiu Târziu a intrat în direct. Om cunoscut, mare dregător la nivel european. Are dregătorie mare, invitat de noi. Dregătorie mare pe cap. Și în timp ce, după ce l-am salutat la 30 de secunde, a închis telefonul. Și pe aia ne-a dat mesaj că el nu poate să intre. Și a anunțat și după aia că nu poate să intre. Era el, nu era el. Sunt mai mulți. Sunteți mai mulți care erați. Deși era intrat, deși a acceptat invitația, a zis da, intru, a intrat, după aia a închis telefonul și a zis băi, nu pot să intru. M-am gândit că poate nu-i convenea componența panelului, dar era cu al treilea om în era stat. Era cu al treilea om în stat. Era mare vornic. Da, așa, era cu portarul Sucevei. Cu domnul Constantin, fost ministru, adică... Fost ministru, doamna Stoica, o doamnă, nu pot să văd că el e un gentleman. Deci n-aveai, că nu l-am luat cu bagabons cu așa să zică, domnule, cu cine m-a spus? Cu nume fină din partidele parlamentare. Și cu toate astea ați văzut reacția, atitudinea și stai și te gândești, domnule, ce s-o fi întâmplat cu omul ăsta? Adică pentru care conta pe el? Obligațiile reglementate de lege fiind satisfăcute, vom discuta de la fix despre marea schismă din aur, fără rupătorul de partid, fără domnul Târziu, pe care îl așteptăm oricând până la 8, suntem aici, când se mai eliberează, se decide să intre în direct și să ne explice dacă într-adevăr domnul Simion comite ilegalități cu candidaturile aur, așa cum reiese din scrisoarea sa și ce are de gând să facă. O lasă așa? Îl lasă să-l calce în picioare? Doar un Simion pădita mai târziul? Hai să vedem. Hai să luăm o pauză.